Bună ziua, dragă, și bun găsit la întâlnirea cu Proforma și pentru la treabă clasa 6-a. Poftim, Ștefania? Bună, am trăit primul joc de zombic, ABC. Construiți primul de zombic. ABC, cu măsura unghiului A, de 9 de grade. Știm că măsura unghiului A egal cu 9 de grade. În care, sub punctul A, AB egal cu 3 cm și AC egal cu 4 cm. AB egal cu 3 cm. Și AC? AC egal cu 4 cm. Spun și sub punctul B. Nu, nu. Hai să facem prima chestie. Deci trebuie să facem un triunghi dreptunghi în care unghiul A e de 90 de grade. Da. Cel mai rapid avem, să zicem, dacă avem un echier în care unul din unghiul să fie 90 de grade, este rapid. E construit. Dacă nu, o construi și cu lina. Cu lina, cu raportorul, dar e mult mai dificil. Da. Însă, iată cum, dacă nu ai echerul, putem să construim așa pe unghiul, nu? Da. Unghiul drept. Însă, sau așa. Cel mai des se construiește sub forma asta. Deci în sus, unghiul drept. Iată, în felul ăsta. Deci triunghiul dreptunghic. Să aibă un unghi de 90 de grade. Cu raportorul, cum ar fi fost de construit? Dacă ne-am fi pus problema așa, trăgeam întâi o linie, nu? Și trăgeam o linie așa, la întâmplare. Adică una din laturi. Și acum fixam aici exact 90 de grade. Și iată imediat construcția triunghiului dreptunghic. Asta este, da? Unghiul. Să ai vorbim din orice grață, asta era important. Am pierdut un pic de timp când am construit cu... Deci, dacă au de chiară. Așa. Și acum, deci la un triunghi și ăsta, ca în orice triunghi, putem construi o serie de linii importante. Una dintre linii importante, deci am spus cu unghiul alb de sus, da? Da. Ei, acum ne trebuie să fixez dacă asta avea de câte, de 3 cm. Da. Deci măsor. După ce am văzut, numai unghiul era de construit. Deci asta nu trebuia să construiesc. Da? Ca să înțelegem. Deci construiam numai unghiul, fără să îl demonesc. Și urma să măsor. AB, aceasta e de 3 cm. Cât o să problemă. Iată, eu am să zic că cei 3 cm, 30, ca și mai 30 cm. Așa, deci ai gândul acolo de 9 grade, perfect. Și acum, pe cealaltă de 40 cm. AC, de 40 cm iau eu, pe tablă, respectând intensele de proporția, așa cum am stabilit eu. Și eu te unim pe deci AD și respectiv AC. Și acum unim pe B cu C. Am exact triunghiul, așa cum a cerut autorul, cu un unghi A de 90 de grade, da? Și cu AB de 3 cm, AC de 4 cm. Ceea ce veți constata dacă măsurați asta, asta va fi de 5 cm. Dacă ați respectat exact contezită, va fi de 5 cm. Deci, așa este să zic așa, de se numere pitagorice. Fiindcă asta fiind de 3, asta de 4 și asta de 5. Ăsta două la pătrat, în matriciul de strânghic. Ăsta două. Vă sumesc că ăsta cam uitat să sumesc. A, B și A, C. Catete. Da? Catete.
Deci cele două care formează ochii nouă și gheață, cam în catete. Hai să vedem și noi. A, B și A, C, fac formele de catete. Iar B, C, fac formele de ipotenuză. A, ipotenuză. Ei, într-un triunghi dreptunghic, dar numai într-un triunghi dreptunghic, când se întâmplă așa ceva, ne-a de unghiul ăsta de 90 de grade, suma pătratelor catetelor, adică cateta asta la a doua, plus cea la a doua, fac cât ipotenuza la a doua. Deci numai într-un triunghi dreptunghic. Adică, ce se întâmplă? Că 3 la a doua, 3 la a doua, plus 4 la a doua, fac 5 la a doua. E adevărat, să vedem ca numere. 3 la a doua, 9, și cu 16, fac 25. 5 la a doua. Deci, de aceea s-a întâmplat așa. Fiindcă lucrează această teoremă foarte importantă. Iar mă lăutam la într-un triunghi dreptunghi. Asta când o învățăm? O învățați acuși, de curând. Da? Deci, ea sună așa, că cateta asta la a doua, plus cealaltă la a doua, ne dă asta la a doua. O să vă și realit într-una direcție cum o să demonstrați asta. Acum, o linie foarte importantă de care ați vorbit într-un triunghi este înălțimea. Înălțimea, adică ce înseamnă înălțimea? Drumul cel mai scurt. Deci dacă plec din A și mă duc spre B, C, vreau să ajung cât mai repede. Nu așa, nu așa. Ci perpendicular. Linia dreaptă. Toate liniile sunt. Da. Am văzut o linie strâmbă, da? Linie, deci linie. Da? Perpendiculară. Deci dusă din vârf. Uitați așa. Perpendiculară din vârf. Pe latura opusă poartă numele de înălțime. Deci așa asta, care am văzut acum, poartă numele de înălțime. A. A1. A. A1. Da? Hai să zicem noi. A. A1. Înălțime. Înălțime. Paranteză spuneți. Perpendiculară pe latura opusă. Perpendiculară. Cu latura. Din vârf. Vârf. Pe latura opusă. Opusă. Da? Perpendiculară din vârf pe latura opusă. În orice triunghi, asta îți poate numele de înălțime. Întrebarea este aici A, B, C. Dacă duc înălțimea din vârful B, îi va va din perpendiculară pe latura opusă. AC. AC, asta e? Aici vezi tu 90 grade? Nu. Păi, perpendicular trebuie să fie 90 grade. Deci când ajungi acolo trebuie să fie exact așa, 90 grade trebuie să ajungi acolo. Adică ăsta de aici, cât vecinul său, tot 90 grade. Pe unul fac 180. Unde credeți că pică înălțimea tu să din vârful B? Nu, câte înfăldăm pe A în două, adică ducem perpendicular la... Deci, pe A, să-l dăm în două. În C, B. Și după pe B, îl ducem în A, A1. Și unde credeți? Trebuie să fie perpendiculară pe AC, da? Deci, dacă o prelungesc pe AC, din vârful B, trebuie să fie perpendiculară. Unde credeți că pică perpendiculară asta dusă pe latura opusă, pe AC. Trebuie să facă 90 grade. În locul din pică. Dacă vorbim de înălțime, unde credeți că pică? La mijloc, la mijlocul lui AC. La mijlocul AC. Adică ți se pare că duc așa, unghiul ăsta e cât vecinul său, ochiul tău spune așa, se întâmplă? Nu. Nu.
Sunt lacrime mari astea, față de vecinul său, nu? Deci astea care e mai mare se cheamă, care depășește pe 90 de grade, se cheamă obtuz. Între unghiul ăsta, așa, care a apărut, un singur unghi de 90 de grade. Ăsta. Întrebarea e așa o pun. Unde credeți că pică perpendiculara din B pe A, C? Că trebuie să fie perpendiculară așa. Pe A, A1. Linie... Unde? Unde? În mijlocului. Da. Dar unde e A1-ul ăsta? Păi tragem... Nu e aici acolo. Da. Unde? Și după aceea trăsăm... Adică... Așa. După aici e A, dar bine, n-am făcut corect aici. Da. A1 și după B întâm așa. Dar ea trebuie să fie perpendiculară pe AC. Păi și trebuie să nu continui. Deci pe AC trebuie să fie pe... Vedeți, eu am o dreapta așa. Și când zic perpendiculară, trebuie să văd că așa. Pe a dreapta asta. Deci din punctul V trebuie să duc o perpendiculară pe AC. Unde credeți că pic? Nu se poate, trebuie să-mi spuneți. Perpendiculară din B pe A, C. Deci trebuie să pice undeva, undeva, să ajungă pe undeva pe dreapta asta, a unul trebuie să fie pe aici undeva, încât unghiul ăsta care și ăsta să fie am două de 90 de grade. Unde credeți că pic? Nu? Așa trebuie să fie. Perpendicular. Deci, perpendicularea din B pe o dreaptă. Unde pică în cazul ăsta? Unde se adună pe A1? Aici? Nu. În C? Nu. Pe undeva pe aici? Nu. În A? Da. În A? În A? E 90 de grade aici. Și celălalt deci e tot 90 de grade. Deci A egal cu chiar A1. Deci perpendiculara din B pe A, C este exact în A. De-aia. Păi de-aia e și unghiul ăsta de 90 de grade, nu? Că și vecinul său. Deci ce este asta B, A pe A, C? Cum este B, A pe A, C? Perpendicular. Nu s-a mai întâmplat. Deci a aduce perpendiculară dintr-un punct pe o dreaptă, înseamnă aduce așa. Și să vorbesc, este două unghiuri de 90 de grade. Deci perpendiculară fiind un bâl pe A, A, pe A, C, este chiar în A. Dar din ce? Perpendiculară din ce? Tot în A. Tot în A. Deci din ce pe A, B? Nu? Din ce pe A, B? Este tot în A. Deci este o situație particulară, aici, în clipa asta, când numai din A, perpendicular pic undeva pe BC, într-un punct am dat din B, pic exact în A și din C, exact în A. Pentru că, deja, ai unghiul de 90 de grade acolo. Deci asta este ca o observație, notă observație. Observație. Dacă unghiul A este de 90 de grade, dacă măsura lui A e la 90 de grade, atunci înălțimea dusă din B, da, înălțimea dusă din B, pe A, C, înălțimea dusă din B, da? Din B. Pe AC. Sigur că din B, de la propuse. Înălțimea dusă din B. Pe AC pică exact în punctul A. Pică exact în punctul A. Punctul ăsta unde pică se cheamă piciorul perpendicular. Deci A1. A1. Sau, în cazul de față, AU, poartă numele de piciorul perpendicular. Piciorul perpendicular. Da. Sau piciorul înălțimii, să mai
Da, piciorul perpendicular sau piciorul înălțime. Locul unde pică. Punctul acela. Deci, încă o dată spun. Ce înseamnă înălțimea? Ce înseamnă înălțimea? Este ce este perpendicular adusă din vârf pe latura opusă. Drumul cel mai scurt. Adică să formeze stânga de latura încă din 90 de grade. Cum se cheamă astea două unghiuri? Abia ce te să vezi, domn? Ele sunt vecine, pentru că au pe A1 comună. Și fiind aici pe C unghia lungit, atunci împărțit în două, 90 și 90. Împreună cât făceau împreună? Fac 180 cele două unghiuri. Da? Deci unghiurile acestea sunt împreună congruente, nu? Și fiecare congruent cu celălalt, deci două unghiuri congruente, și împreună cu 180 de grade, înseamnă că asta A1 este perpendiculară sau înălțime. Bun. Cazul particular. Din A, dacă duc, pic undeva aici. Dar dacă duc din B sau din C, adică duc din B, pică exact în punctul A, iar duc din C, perpendiculară pe AB, pică exact în punctul A. Da? Bun. Într-un general, într-un triunghi are care. Deci într-un triunghi ascuțitudine. Da? Deci într-un triunghi ascuțitudine. Într-un triunghi ascuțitudine. Într-un triunghi ascuțitudine. Ce înseamnă triunghi ascuțitudine? Mai mic de 90 grade. Toate unghiurile. Toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade. Deci, într-un triunghi ascuțitudine, în paranteză, toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade. Și într-un triunghi ascuțitudine, toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade. Iată să luăm A, B, C. Hai să ducem înălțimea din cele trei vârfuri. Deci, într-un triunghi ascuțit unghic. Ai grijă să nu cumva să fie asta mai mare de 90 de grade. Și este. Da. Da. Deci, într-un triunghi ascuțit unghic. Toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade. Deci am avut grijă că ăsta, și ăsta, și ăsta, toate unghiurile să fie mai mici de câte grade, am spus, mai mici de 90 de grade. Așa. Deci, du-l cu asta așa un pic mai mic, așa ca să fie, să ai siguranța că e mai mic decât 90 de grade. Și ăsta așa că le unești, iarăși mai mic decât un șertor și ăsta este un triunghi ascuțit unghic. În general, în desenul se face cu creionul, da? Ca să putem șterge. Și acum, între unghiul ăsta ascuțit, hai ducem înălțimea din A. Deci înălțimea din A. Ce trebuie să fac? Perpendicular, de ce? Așa, unde pică? Cam așa? Nu. Nu, că unghiul ăsta nu. Drumul cel mai scurt. Așa trebuie să văd. Cel mai scurt. Cel mai rapid, vă spuneam cu... Cine fac eu asta? Cu echerul, da? Deci, o latură este așa și iată cum am dus înălțimea din A. Și notăm cu A1. Să vă obișnuiește să fac acesta ca să spune că e unghi de 90 de grade. La fel fac cu înălțimea adusă din vârful C. Deci o latură stă pe așa și fixez cam cât cred eu, cât îmi ocupă creionul. Și iată s-a întâlnit și notăm cu ce unghi. Înălțimea adusă din vârful C. Cele două se întâlnesc într-un punct. H se notează direct. H. Cele două se notează cu H. Cea de-a treia care trece pe acolo, cea de-a treia care trece, exact prin punctul ăsta, deci uneți pe B cu H, pe B cu H, și surpriză,
Cea de-a treia care trece pe acolo e și ea înălțime. Deci a treia care a trecut, adică din vârful cel de-a treilea vârf, asta de aici care pică, dacă ați fost foarte riguroși, aici e 90, aici e 90, când nu este așa, și cea de-a treia, hai să o întâmplă de 1, și BB1 este toată înălțime. Adică, cu asta am arătat că A1, cu CC1 și cu BB1, se întâlnesc toate într-un singur punct. Asta am vrut să spun, numit ortocentru. Notați-vă. A1 intersectează pe BB1, intersectează cu CC1 și egal un singur punct H, un singur punct H, deci A1, BB1, cu CC1, se întâlnesc într-un singur punct H, numit ortocentru. Ortocentru. Da? Ortocentru triunghiului. În foarte multe probleme, din contextul problemei, avem două înălțimi duse și descoperim cum sunt întâlnite în punctul H, iar cea de-a treia care se duce, va fi perpendiculară, va fi înălțime. Și în multe probleme spune așa, să se arate că BH e perpendiculară pe AC. Ei, dacă tu H constați că este intersecția două înălțimi, cea de-a treia care trece pe acolo și ea înălțime. Deci H-ul joacă rol de ortocentru. În foarte multe probleme. Să ne întoarcem. Ce a fost aici problema la punctul? A fost să construim un triunghi dreptunghic. Adică un triunghi în care un unghi să fie de 90 de grade. Și n-a spus autorul. Ăla din A să fie de 90 de grade. Și am construit unghiul. Am luat pe una din laturi pe AB de 3, cealaltă AC de 4 și mi-am unit pe B cu C și am văzut triunghiul dreptunghic. Așa cum îmi cerut autorul, cu unghiul A de 90 grade și cu AB ca măsură de 3 și cealaltă. Eu nu m-am mulțumit să vă spun doar atât, să facem treaba asta. Ci am mers mai un pic mai mult și am zis, uniți pe B cu C, vrei așa că e de 5 și ați văzut, da, exact, am știut eu dinainte, de ce? Am știut teorema aceea, importantă, da. Pitagora, da? 3 la a 2 plus 4 la a 2 m-a dat pe 5 la a 2. 3 la a 2 plus 4 la a 2, 25, radical de 25, adică cine la pătrat să facă 25? 5. Deci de aceea am știut că e 5. Și am zis, hai să le spun că ceva. Să le spun despre înălțime. O linie importantă de care ați mai auzit, îți pare că s-a spus și la școală. Ce e înălțimea? Perpendiculară adusă din vârf pe latura opusă. Perpendiculară din vârf, adică perpendiculară, deci pe drumul cel mai scurt, încât să formeze un unghi de 90 de grade. Adică și vecinul său tot de 90 de grade, că sunt două unghii adiacente, unul pe un unghi așa lungit, în final, 90-90, fac 180. Și după ce v-am cerut asta, v-am pus într-o situație inedită, aceea deduce înălțimea și din B. Sigur și de aici. Înălțimea din B pe AC unde pică? Înălțimea din B pe AC. Tot în A. Tot în A, sigur că da. Dar înălțimea din C? A. Tot în A. Acum, nu voi mai păcări, știți bine. Unde este ortocentru? Întrebarea asta. Unde s-au întâlnit cele trei înălțimi? La intersecția lui A. Chiar în punctul A. Deci H-ul de aici, este acum chiar la punctul A. Că acolo sunt și înălțimea asta pusă, și înălțimea asta, și asta altă. Toate sunt în H. Deci observația e foarte importantă. Într-un triunghi dreptunghic, H identic cu A. Da? H este identic cu A. Parașeză în măsura lui A egal cu 90 de grade. Deci dacă măsura lui A e de 90 de grade, atunci H, ortocentru, coincide cu vârful A. Eu pot să notez altcumva unghiul de 90 de grade, nu neapărat cu
cu A, o să mă și cu B și cu C, dar de cele mai multe ori eu A se notează de către toți autorii cu A, unghiul A. Și se și menționează. Se dă trebuie dreptunghic în care spune A din 90 de grade. Ca să te, te ajute și să nu faci o greșeală. Cum se numește cele două drepte care pică pe perioare? Zis catete, da? Și cea de-a treia spunește ipotenuză. Deci, care sunt noutățile față de la de școală? Ce ați aflat acum? Am aflat cum se... Înălțimile, despre înălțimii perpendiculare aceea. Da. Și de ipotenuză nu mi-a zis, doar de catete. Așa, și că asta cea de-a treia spunește ipotenuză. Da. Și foarte interesant cum se leagă catetele cu ipotenuza. Catetele sunt cele două perpendiculare, nu? Și pătratul ipotenuzei este suma pătratului catetelor. Iată un rezultat important, era mai Pitagora, numit la teorema. Și am vorbit despre înălțime, că într-un triunghi dreptunghic înălțimile sunt desene toate în A, al tocentului, în general, într-un triunghi ascuțitudinic se intersecază într-un punct H. Și acum se face și un triunghi obtuzunic. Da? Și se duce înălțimile într-un triunghi obtuzunic. Ce înseamnă un triunghi obtuzunic? Mai mare de 90 de grade. Un triunghi în care... Mai mare de 90 de grade. Nu toate, un singur unghi. Atenție, un singur unghi, nu au unghiurile. Când există unghiurile mai mari de 90 de grade, e o mare greșeală. Adică toate, te-ai referit că toate ar fi mai mari decât 90 de grade. E, nu se poate, că suma lor fac 180 de grade. Dacă unul e mai mare decât 90 de grade, celelalte două sunt mai mici de 90 de grade. Adunat. Suma celor. Deci un triunghi obtuzunic înseamnă un triunghi care e un singur unghi. Da? E mai mare de 90 de grade. Iată. Ăsta este un triunghi. Un triunghi obtuzunic. A, B, C. Deci se dă triunghi obtuzunic, A, B, C. Unde unghiul este mai mare decât 90 de grade? Care este? A, B. Cum A, B? A, B este mai mare de 90 de grade. A, B, mi-ai zis două litere. Unghiul B este mai mare de 90 de grade. Așa, da. Unghiul B e mai mare de 90 de grade. Dacă vezi AB, înțelegi la segmentul AB. Da? Deci pe două litere vorbim de un segment. Sau o dreaptă care trece pe acolo. Deci vorbă de... Deci unghiul ăsta e mai mare de 90 de grade. Hai să ducem înălțimea din B. Înălțimea din B. Adică ce trebuie să fac? Da? Perpendiculară. Dar așa cum ai fixat-o, nu. Când să fie unghiul măcar așa, acum se fixeze, se spune că să fie 90 de grade, vedeți? Deci, multe grijă, dar se simți că acolo e așa, adică cu vecinul, unghiul ăsta și vecinul său, să fie de aceeași măsură. Așa. Deci, eu din B trebuie să duc, da? Fiindcă am echerul, îmi vine cel mai ușor să fac așa. Să duc perpendicular. Din B. Deci B, B1. Sigur, o pot prelungi. Nu neapărat o las atâta. O pot prelungi și în sus și în jos, că doar ea e important să fie perpendiculară dus. B, B1. Acum o să duc perpendiculară din A. Cum să fac eu să duc perpendiculară din A? Drumul cel mai scurt spre BC. Spre BC. Așa? Nu. Așa? Nu. Acum? Spre B1. Unde se pune o din A? Trebuie să treacă prin mijlocul lui BB1. Prin mijlocul lui BB1? Păi dacă treci prin mijlocul lui BB1, uite, că aici nu mai fac 90 de grade. Pe obiectivul meu să fac 90 de grade, să drumul cel mai scurt. Cum ajung eu de la A, la dreapta BC, pe drumul cel mai scurt? De la A,
la BC pe drumul cel mai scurt. Voi prin BC nu trebuie să vedeți numai segmentul ăsta BC, ci dreapta BC. Deci dreapta BC. Tot prin B, nu? Da. Păi dacă e până în B, unghiul ăsta e obtuz. Nu mai avem 90 de grade. Deci cum se fac? Pune să pun pe B1. Nu? B, nu, A1. A1, ăsta nu este. Pe B1. Păi pe B1. Asta nu este perpendicular pe BC. Eu trebuie să ajung la BC. Eu trebuie să ajung la dreapta BC. O prelungesc. Dar pe drumul cel mai scurt. Adică cât mai repede. Deci la A1 la BC pe drumul cel mai scurt. O prelungesc un pic pe BC. Pe drumul cel mai scurt. De la A, pe drumul cel mai scurt. Iată cum este perpendicular. Punem echierul și află. Păi, uite așa. Eu trebuie să fac aici 90 de grade. Și mă mișc așa, stând pe ea, până când reușesc să o duc. Deci din A, iată, asta este. Iată perpendiculara. Asta este. Aici este B1. Pardon, B1. A1. Da? Deci o picat în afară. Nu o picat prin interiorul lui BC. Unde pică prin interior? B1, A1, C1. Că trângâi e scuțit unghic. Dacă nu e obtus unghic, înălțimea adusă din A de BC, pică în afară. Cum aici se întâmplă să fie așa. Și dacă o prelungesc, ea se va întâlni cu înălțimea cealaltă. Da? Se va întâlni cu înălțimea cealaltă. Într-un punct, H. Da? Cele două înălțimi s-au întâlnit într-un punct H. Deci înălțimea asta prelungită cât de lungă. Așa. Se întâlnește cu cealaltă înălțime, cu BB1, cu BB1, într-un punct H. Ăla e ortocentru. Ăsta de aici, acum picat în afară. Da? Și dacă unim acum pe H cu C, ce va fi HC? Dacă H nu pe H cu C. Da, pe H cu C. Asta ce va fi? HC. Păi când am dus, când am dus pe CC1 și pe A1, ele s-au întâlnit într-un punct H, numit ortocentru. Și cea de-a treia, din B, plecând prin H, și tot înălțime. Adică cea de-a treia, CH, va fi perpendiculară pe AB. Deci CH va fi perpendiculară pe AB. Da? Adică, dacă eu vă spuneam, duceți perpendiculara din C pe AB. Perpendicular din C pe AB pică... Unde pică din C pe AB? Nu pică prin interior, ci pe prelungirea dreptei AB undeva în exterior. Așa cum a picat perpendicularea din A pe BC. Unde a picat? În exterior, în punctul A1. Așa pică perpendicularea din C pe AB în punctul C1. Da? În punctul C1. Iată, ortocentrul nu mai este în interior. Ortocentrul nu mai este în interior. Ci unde este? În exteriorul triunghiului. Da? Este în exteriorul triunghiului. Să notăm și noi observații, nu importante. Într-un triunghi obtuzunghic, într-un triunghi obtuzunghic,
este. Dar cine este ortocentrul ăsta? Cine este ortocentrul? Intersecția rânților, da? Deci ortocentrul, deci într-un triunghi optozunghic, ortocentrul este în exterior triunghiului. Ortocentrul este în exterior triunghiului. Recapitulăm. Într-un triunghi ascuțit-unghic, este în interior. Într-un triunghi dreptunghic, e chiar în vârful de 90 de grade. Da. Da? Într-un triunghi optozunghic, ortocentrul e în afară. Când e în interior, numai în ascuțit-unghic. Și ochiul vostru ar fi vrut să ducă înălțimea în triunghi optozunghic, să ne duci la fel, să se intersecteze pe aici, în interior. Din experiența de aici, nu? Cu toate că ați avut experiența la triunghiul dreptunghic, când era chiar în vârful oama, așa ați fi căutat. Pentru că odată din B, din obtuz, pică înălțimea din vârful B pe interior la C. Dar din cele două, din A și din C, înălțimea din A pică în exterior, uitați unii piciorul, în A1, și înălțimea din C, pe AB, în C1. Cele două, trei înălțimi sunt gândesc toate într-un punct H, ortocentru. Ați văzut ce am făcut acum? Am dus-o pe asta cu multe atenții. Am dus-o pe asta, s-o gândit în H. Și v-am spus, dacă unesc pe C cu H, asta e tot înălțime. Și am unit-o. Și ea s-a dovedit că este adevărată, pentru că unind prelungit pe AB, aici, la intersecția lui AB cu CC1, am modificat și deci este corect. Și aceasta, CH este tot înălțime, cea de-a treia care trece prin intersecția celorlalte două. Deci, am vorbit despre înălțime, ca fiind drumul cel mai scurt, perpendiculară dintr-un punct exterior pe dreaptă, da? Asta e înălțimea. Deci când vi se dă cineva așa, vede așa, o dreaptă, un punct exterior, M. Zice, află distanța de la M la dreapta D. Distanța de la M la dreapta D înseamnă că tu trebuie să duci perpendiculara din M. Da? Din M. Adică să află drumul cel mai scurt, asta înseamnă distanța. De la M la dreapta D. Găsești pe M1. Și asta este distanța de la M la dreapta D. Distanța de la M la dreapta D, desena și asta. Distanța de la un punct la o dreaptă. Da? Deci M1, M1 egal distanța de la un punct la o dreaptă. La distanța de la un punct la o dreaptă. M, M, M. Bine. Am vorbit tot ce s-a putut despre înălțime. Deci, să recapitulăm, am plecat de la punctul A ce mi-ai cerut tu și am vorbit, v-am informat și v-am pus la punct cu mai multe lucruri interesante. Am vorbit, de fapt, de intersecția înălțimilor din ortocentru care se găsește în interior, când triunghiul este ascuțit unghic, în punctul A, când triunghiul este dreptunghic, și în exterior, când triunghiul este optozunghic. Da? Și acum, punctul B, ce îmi cere tu? A, B, egal cu 4 cm. Deci, construiesc din nou un triunghi dreptunghic, în care să am A, B, egal cu 30 de grade. 30 de grade. Deci se construiesc un triunghi dreptunghic în care s-a unghiul din A de câte grade? De 90 de grade. Iar AB de 4 cm. Cum procedez eu în condițiile astea? Să-l facem pe AB de 4 cm. Deci facem un segment, pur și simplu un segment, uite așa. Un segment. A,
Ne. De, cât se spune? De 4 cm. Iau și eu să văd, de 40 cm am făcut aici, ca să fie proporția păstrată. Bun. Acum, fiindcă undeva suntem în punctul ăsta, undeva e nevoie de grade, fixez aici, nu? Ia, fixez așa, că s-a asta de 90 de grade. Adică AB am dus pe AB. Acum AC-ul, nu știu cât e mare, abar nu am. O duc și eu lungă. Dar e important că aici trebuie să am un mâini de câte grade? 30, 90. 90 de grade, să fie învârtit. Nu pot fixa punctul A, punctul C. Nu știu cum să-l fixez. Însă mai îmi spune că aici trebuie să fac un mâini de câte grade? De 30. De 30 de grade. Îmi spune raportorul și voi măsura un mâini de 30 de grade. Cum măsurăm aici? 30 de grade, poftiți, poftiți. Punem la punctul acela... Deci căutăm să prindem un mic de 30 de grade, da? Deci exact pe centru aici, în raportorul, fixăm 30 de grade, fixăm punctul așezat. Acum învârtim până atingem 30 de grade. Da? Deci, am rotit până când am prins 30 de grade. Și acum desenăm cele 30 de grade. Așa. Da, eu trebuia să am grijă să văd și această grosime, da? Deci, o să duc o paralelă așa. Voi aveți acolo cu raportorul posibilitatea să măsoară mai bine. Deci, am dus 30 de grade. Și iată, acesta este un nivel de grade. Și acum prelungesc pe asta până când ajungă la momentul ăsta de intersecție. Ceea ce am acum, l-am găsit pe punctul C, în final. Da? Pentru că eu am dus pe asta la 90 de grade, dar nu știam unde să mă opresc. Însă autorul mi-a dat un segment și mi-a dat unghiul la bază, adică atât pe unghiul din capătul, din vârful B, cât și pe ăsta, din 90 de grade. Și sunt în cazul de congruență, de construcție, unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Și într-o astfel de situații, treaba merge foarte bine. Da? Câte ceasul, de ce? Noi am venit la 5. Mariu poate să venit la engleză și facem noi la 5. Așa? Da. Și 97. Da, cred că mai aveți. Da, da. Bun. Deci, încă o dată, construcția asta a unui triunghi dreptunghic cu AB de 4 și unghiul B de 30 de grade a însemnat așa. Să iau un segment, eu l-am luat sub forma asta. Dar putea să fie luat sub orice formă. Deci, AB. Da? AB. Aici, de 90 de grade. Deci ce făceam? Repede căutam, duc un unghi de 90 de grade perpendicular pe asta. Nu știam unde să opresc. Da? Deci nu neapărat sub forma ce oblică, ci puteam văd sub orice formă. Și căutam aici un unghi de câte grade? De 30 de grade. Da? Tot 30 de grade acolo.